Ștefania Diaconescu, de 19 ani, din Târgu Jiu, a fost reținută luni seară după ce părinții elevei șantajate au făcut plângere la poliție că fiica lor a fost păcălită. Șantajat minora? Câți bani îți dădea? Ce-ai făcut? Ești vinovată? Sora tinerei, de 19 ani, este prietena elevei șantajate și astfel Ștefania a ajuns să aibă acces la pozele din telefonul victimei. Ulterior, adolescenta o amenința pe minoră că va posta poze și videoclipuri compromițătoare pe site-uri de socializare. Astfel, eleva liceului teologic a luat bijuterii din aur în valoare de 5.000 de lei de la minoră, dar și bani. Imaginația adolescentei a depășit limitele, ea înșelând vinerea trecută doi patroni din Târgu Jiu, pretinzându-se profesor de dansuri la Palatul Copiilor. A indus în eroare doi administratori ai unor societăți comerciale, folosindu-se de calitatea mincinoasă de profesor de dansuri la Palatul Copiilor, pentru a-i determina pe aceștia să remită sume de bani necesare pentru participarea la diferite concursuri. Eleva de 19 ani a liceului teologic este cunoscută ca fiind o fire conflictuală și având antecedente. Aceasta a fost transferată în clasa 11-a de la Colegiul Tudor Vladimirescu ca urmare a unor probleme de comportament. Nici starea la învățătura a tinerei nu este una bună. Are 3 corigențe în clasa 12-a și medie 7 la purtare. Părinții au optat să o mute la acest liceu deoarece intrase niște anturaje și niște conflicte la liceul respectiv. Cu colegi, cu profesori, nu știu cu cine exact. Avea devieri de comportament aici în școală? Era o fire conflictuală cu elevii, cu profesorii? Era o fire conflictuală cu colegii de la clasă. Ștefania Diaconescu provine dintr-o familie care i-ar putea asigura un trai decent și siguranța zilei de mâine, însă, conform unor surse, pasiunea pentru pariurile sportive a îndemnat-o să recurgă la comiterea de infracțiuni.